Bună așa. Dimineața și bine ați revenit cu drag la Prof. Alec, de matematică la algebră și geometrie. Nu uitați de like și share. Așa se fac toată lumea, cei care sunt îndrăgostiți de ceea ce facem noi. Și ne urmăresc lecțiile cu mult drag. Să știi că sunt comentarii extraordinar de frumoase. Da. Da. Mai recent cineva spunea, zice, am terminat de mult școala generală, dar am dat peste dumneavoastră acum și zice, pur și simplu stau ca la un spectacol de bună calitate. Ca o piesă de teatru frumoasă. Pentru că dumneavoastră, zice, faceți de matematică o poezie. Este un lucru spectaculos. Dacă la școală nu înțelegeți nimic, cu dumneavoastră, la dumneavoastră se înțelege totul. Deci, în final, ne bucurăm tare mult și le spunem să mai ne scrie astfel de comentarii, pentru că prin comentariile lor spune exact ce simtei și încă ceva, noi ne încărcăm bateria. Prof online, de aici își trage seva, el de aici reușește să facă lecțiile acestea frumoase. Da, punem la treabă. Numere raționale, ne-am propus algebră. Deci facem numere raționale, să mai facem, domnul profesor? Așa, numere raționale. E la a șaptea de acolo. A șaptea de acum, da. Da, chestiune. Trebuie să recunoaștem. Da. 15 de la pagina 10. Deci 15 de la pagina 10. Se consideră numerele a mic egal cu... egal cu 15,124. 15,124. B mic este egal cu 28, perioadă 62. 62 în perioadă, da. Și C mic este egal cu 1,2, perioadă 175. 175. Să sperie cineva din numerele astea? Nu. Să sperie cineva din numerele astea? Nu. Să vedem ce face cu numerele. A. Determinați a treia cifră după virgulă a fiecărui număr de mai sus. Deci prima întrebare. A. Determinați a. A treia cifră după virgulă. A treia cifră după virgulă a fiecărui număr de mai sus. După virgulă. Pentru fiecare număr. B. Determinați a 30-a cifră după virgulă. Determinați a 30-a cifră după virgulă. Și ce mic? Determinați suma primelor 100 de decimale ale fiecărui număr de mai sus. A, B, C. Determinați suma. Determinați suma primelor 100 decimale. 100 decimale. Ale fiecărui număr de mai sus. Ale fiecărui număr. De mai sus. Pare imposibil. Nu se fie pare, nu ai? Nu ne speriem. Nu ne speriem. E povestea care v-am spus-o de atâtea ori. Dar avem încredere în noi. Sigur. Cu asta începem. Citim exercițiul încă o dată, încă o dată și încă o dată, până când înțelegem bine. Se consideră numerele A mic egal cu B mic, C mic. Determinați a treia cifră după virgulă a fiecărui număr de mai sus. Determinați a 30-a cifră după virgulă și determinați suma primelor 100 de decimale ale fiecărui număr de mai sus. Prin două stele o facem, domnule. Neapărat o facem, nu discutăm. Nici o clipă nu mi-am spus că nu o putem face. Deci, hai să luăm pe numărul A. A egal cu 15. Virgulă 124, da? Da. Virgulă 124. A treia cifră după virgulă. A treia cifră în cazul de tasă. 4. Deci aici a treia cifră. A treia. Punctul A. Da. Cifră. Deci, a. Egal cu A. Pentru punctul A. Da? Pentru punctul A. Punctul A. Răspuns. 4. A treia. Egal cifră. 4. Egală cu 4. Pentru B mic. Pentru B mic, da. 28,62 în perioadă, care e a treia cifră azi. 28,62 în perioadă. Am putea scrie 62, iar 62 și iar 62. Deci care e a treia cifră? 6. 6, bravo! Da. Deci,
înseamnă că A treia cifră egal cu 6. Pentru ce? E 1,2 175 în perioadă. Da, și a treia cifră este? 7. Egal cu 7. Bravo, punctul ăla am făcut, domnul profesor. Sigur. Punctul B. Punctul B. A 30-a cifră, după ce spus. Pentru A. Pentru A mic. E vorba de numărul A, care înseamnă 15,124. A 30-a cifră este? 0. 0, corect. Deci 124 și pun 0, 0, 0, 0, 0. Da? Cât de 0 vreau să pun, până ajung la 30-a cifră, răspunsul corect egal cu 0. 0. A 30-a, da? Da. A 30-a cifră. Pentru B mică. Pentru B. Pentru B, care este dat 28,62 în perioadă. A 30-a copii, deci sunt două, care se tot repetă. Deci, cât credeți că e? Deci, 62. 62, 62, 62. Câte grupaje din astea o să facem ca să obținem a 30-a? 62 și tot continuă. Ca să obținem pe a 30-a, câte grupaje din 62? 15. Și ultima cifră? 2. Deci facem, pentru toată lumea, facem grupe de acestea, da, câte 15, 1, 2, 3, a 15-a. Și a 15-a grupă îmi indică cifra 2. Da? Deci răspunsul corect, a 30-a cifră egal cu cât? 2. A, B, C. C-ul care este 1,2 175. Și acum încep. 175, 175 și așa mai departe. Păi ar fi pe 30 minus 1, că-i 2-ul, 29. Pentru că 2-ul nu se mai repede. 5. Deci 2-ul nu se mai repede. Da. Deci ar fi 30 minus 1, 29. 29 împărțit la 3 e... Nu se poate exact. Nu contează. Da. Da, dă cât? Ce rezultă? Cât am zis? 9, 3, 9, 7. Da. Și mai începem din nou grupajul? 27. Ultima cifră e 7. 7, corect. Să vedem pentru toată lumea să vedem. Adi, deci, 2 nu sunt mai departe. Da? Rămâne grupa asta, grupa asta, grupa asta. De câte 3 punem, da? Noi vrem să ajungem în total la câte, la... Deci 175 va fi o anumită grupă la un moment dat. Noi vrem să ajungem la 30 de cifre. Da? Atenție! Dacă vrem să ajungem la 30 de cifre, gândim așa. Fiindcă una nu se mai repetă, înseamnă că grupele acestea repetate, ca să ajungă la 30, ar trebui să-mi dea 29 de cifre. Da? 29 pentru a completa 30. Da, dacă completez de câte ori? Dacă completez de 8 ori 3, 9 ori 3, 27. Deci dacă completez o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 9 ori, deci o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 9 ori. 3 ori 9, 27, da? 27. Și cu una, deci, fac 28. Și înseamnă că din grupa următoare, 175, mai mușc 2. Da? Deci, încă o dată, 1, 2, 3, 9. 3 ori 9 fac 27. 27 și cu una de aici, care nu se repetă, fac 28. Și din grupa următoare, până la 30, voi avea nevoie de câte? Nu știu. Încă de două. Da? Încă de două. În final, spunem că a 30-a cifră este cât? Este 7. Deci, a 30-a cifră egal cu 7.
Anca, s-a înțeles? Da. Mai încă o dată, ca să fie clară pentru toată lumea. Deci, eu trebuie să ajung până la câta cifră? Până la A30. Și atunci, zic așa, unul nu se repetă, va trebui să fac din grupe de 175 un număr foarte aproape de cine? Un număr foarte aproape de 30. Un număr foarte aproape de 30 este 3 ori 9, nu? 3 ori 9. Un număr foarte aproape de 29. Corect să vorbim, așa, aproape de 30 ar fost cât? Aproape de 30 ar fost 10 grupe. Dar, fiindcă pe una nu mai repet, 29 mi-a rămas. Și mă gândesc, 3 ori cât se fac aproape 29? 3 ori 9. Deci 9 grupe de acestea îmi completează cât? Îmi completează 27, 3 ori 9, 27 și până la 28. Și până la 30 m-am nevoie de două cifre. Din următorul echipaj. Da? Din al 10-lea echipaj iau două cifre. Și asta 7 este a 30-a cifră. Deci iată că am rezolvat problema. Pentru punctul A a fost foarte simplu, a treia cifră a fost foarte simplu. Pentru punctul B a fost un pic mai dificil. Cred că v-a surprins momentul aici, la asta, că punem 000. Vă gândeați, păi da, după 124 pot să pun 0 oricâte vreau eu. Da. Da? Și la 100, așa, 500-a cifră, tot 0 este de aici. La punctul, la B-ul, care este de forma 62, cred că a fost destul de simplu, pentru ca să ajung la 15, la 30, trebuie să am 15 echipaje de acestea, și atunci, clar, asta este a 30-a cifră. Pentru ce a fost un pic mai dificil? Pentru că fiind un număr periodic mixt, îți pui problema cum se face. Iată, eu mi insist acum pentru asta. Dacă vă dau un număr, să spunem x egal cu 32,174 în perioadă, 32,174 în perioadă, vreau Anca și Miruna, toată lumea este atentă, vreau pe 123-a cifră. Vreau a 123-a cifră aici. 123-a cifră. Da, după virgulă că da. Sigur că da. Decimală. Am uitat să pun aici x egal cu... Nu, x egal cu 5 virgulă. 5,32, 174 perioadă. Facem așa, 123 împărțit la 3. 123 împărțit la 3. Și ne dă 41. Dacă voi sunteți de acord. Este un punct de vedere. A, nu, că avem 5 virgulă. Așa, 123 minus 2. 2. Deci 123 minus 2 cifre din început. Da? Face 121 și... Deci 121. Și acum eu am până la cât de completat? Până la 121. Din grupe de câte 3? 3. Până la... Împărțim la 3. Da. Din grupe de câte 3. Da. Deci din grupe de câte 3, da? Deci 121. Împărțim la 3. De 40. Împărțim la 3. Și mai rămâne una. 40. Și mai începem un grupar. 43, 120. Da. Și rămâne restul 1. Și mai înseamnă că o să facem echipaj de astea. Una. Pe urmă iarăși 174. Facem pe a doua. Mă duc până la câta? La 40-a echipă. 174. Da? Mă duc la 40-a. Și scriu pe următoarea. 174 și din următoarea, da, din următoarea grupă, iau numai o singură cifră. Adică 1. Adică pe 1. Insist. Copii. Eu am avut aici nevoie să găsesc cifra de pe poziția 123, am spus, da? Da. Bine. Cum am un număr periodic mix, am două cifre care nu se mai repetă. Adică, fii atent că... Este esențial ca să dau și tema acasă de asta. Asta e povestea. Deja mă insistam. Păi. Deci, vă dau, vă spuneam, din 123, scad pe 2, două cifre astea, și atunci... Ele nu se mai repetă, de aia le scădeți. Rămân 121 de cifre.
de care mai am nevoie până a completa 123. Și acum 121, fiindcă sunt echipe de câte cât în grupă, de o 3 cifre, că 121 l-am împărțit la 3, dacă ar fost echipe, dacă ar fost grupul de cifre de 4. Împărțeam la 4. Nu? E bine, împărțit la 3, merge de 40 de ori și rest 1. Adică o să scând pe 174 de câte ori? De 40 de ori, ca să fac 120 de cifre. Și cum am nevoie de încă o cifră, adică scriu echipajul următor și el pe, doar pe prima cifră aici. Și în final, asta este a câta cifră aici? A 121 și cu două din față, 123 de cifre. Deci la întrebarea, care este cifra de pe poziția 102? A 123-a cifră, care este a 123-a, răspunsul este 1. Aceea, a 123-a zecimală, da? Bun. Atatem acasă, îmi faceți următorul. X este egal cu 17,220... E mare, temă, da? Da, 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 da. Temă. Copii. X egal cu 17, 231 în perioadă 475, care este a 193-a cifră decimală de, da? Care decimală. Este a 100, cât am zis? 193-a cifră decimală. Care este a 193-a cifră decimală? Facem 193 minus 3. Minus 3, 193 minus 3, rămâne 190. Deci împărțit la 3. Împărțit la 3, 190. Vedem cât ies, după care zici în câte grupuri râs și vedem... Sigur că da, dacă mai e nevoie, dacă se împarte exact, poate ești fericit, bine, înseamnă da. Ultima cifră a grupului este cea care te interesează. Deci asta ar fi povestea. Bine. Facem și punctul C. Ne ducem la punctul C. Ramă, punctul C pare să fie mai interesant din la, de momentul în care l-am citit. Pare să fie mai interesant. Suma. Dar, atenție, noi nu ne speriem, știm bine că facem și pe ăsta. Da? E ce spune? Determina suma primilor 100 decimale ale fiecărui număr. Deci, decimalele primului număr. Adică. Care sunt decimalele primului număr? Zi aduțu. B, C. Dați puțin că azi doarme, domn profesor. Dar nu trezesc acum. Nu, este atent. Să știți că este atent, dar numai se gândește la ieșitul. Adică, am 15,124 și 000 până când completez a 100-a cifră, da? A 100-a poziție, deci, care da? Sunt decimalele, Adi? Păi, 1, 2, 4... Mai 0, 0, 0, 0, da? Deci, suma ies indice 100, suma celor 100, care? Cifre, va însemna așa, 100, 1, 2, 1 plus 2 plus 4, adică e suma cifrelor, 1 plus 2 plus 4, plus 0, plus 0, plus 0, da? Și face 2, 3 și cu 4, 6, da? Termina 3, ești cu 6, domn profesor? 7. Poate am greșit. 7. Păi, băi, Adi. Asta este. Deci, voi sunteți atenți la fiecare moment de acesta. Uite, mai reacționăm, Hela. Cum șase, domnul Căsu? Ce faceți? Dormiți? Așa îmi place să spun. Ce faceți? Dormiți? Da? Deci face cât? 7, da? Bun. Punctul B. Punctul B, numărul sună așa. 28,62. 62. Da? Da. Și puncte, puncte, 62, și iar puncte, puncte, și 60, puncte, puncte, da? Da. 6... Ies 100, celor 100, suma celor 100, înseamnă așa. 6 plus 2... De câte ori? De 100 de ori. Ai, măi. 100 de decimale, dacă ai zis 6 plus 2, deja ai zis 2. O secundă. Stai puțin, minuna, să înțeleagă și el. Să vedem pe el. Și cum am Anca. De câte ori 62 va fi? Ca să fie 100. Câte grupe? Câte cifre sunt în grupă? 50. 50 de grupe, mă, așa, bă, aduță. Înseamnă că 6 e de 50, 2 e de 50 de ori, nu?
Deci va însemna, S100 înseamnă 50 pe lângă 6 plus 2. 6 plus 2. Care înseamnă 50 ori 8. 5 ori 8? 40. 400 este suma cifrelor. Din coace, C-ul sună așa. 1,2 175 175 și așa mai departe. 175. Ei, care este suma este primelor celor 100? Deci, decimale. Mă interesează să văd 175 de câte ori să ia. Mă interesează ce de a 100-a cifră. Care este? 3 de grupe și 1. Deci cât sunt? 30? 3 de grupe. Deci tu ce ai făcut? Am împărțit pe 100 la 3. Ai făcut la 3. Dar cred că trebuie să scazi pe 2 ăsta. 2 ăla care nu se repetă. Ăsta nu se repetă, Adi. Și scrie egal cu 2 plus. Deci 99. Deci suma ar fi 2 plus... 2 plus, că nu se mai repete. 99 care sunt în continuare până la 100, împărțim în grupe de câte 3, deci împărțim la 3, și face exact, nu? 33. Și atunci vine plus de 33 de ori grupa care se compune din cine? Din 175, din 1 plus 7 plus 5. Și face egal cu 2, da? Egal cu 2 plus 33 ori 1 plus 7 plus 5. Adică 8 13. Ori 13. Deci vine 2 plus 33 ori 13. Și ne dă, cât o dă acolo, numărul respectiv. Dar nu asta mă interesează. Vreau să-mi găsiți pe a 101 cifra. Suma celor 101. Celor 101 zecimale. Suma celor 101 zecimale. Facem 101 minus 1 ori acolo. Adică minus 2 ori. Da. 100. 100 împărțit la 3. Cât împărțit la 3? E 33 de ori și restul 1. Așa. Și restul mi-a făcut un cifră... Nu. Deci de 33 de ori și restul 1 și 1 plus 7 plus 5 e 8 cu 5. Păi 13. 13. Da, mai adunăm pe 1, domn profesor. Da. Mama, ținem grupajul din nou și l-adunăm pe 1. Miruna, vă mai cerut o decimală. Eu mai cerut o decimală în plus față exact. De asta. Exact. Deci cea de sus adică plus din grupul următor de cifre, 1 trebuia adăugat, da? Deci trebuia spus așa, că-i 2 plus 33 ori 13 plus 1, adică 1, cifra decimală următoare, da? Plus 1. Este 141, domn profesor. Deci cât? 100? 431. 431. Este 101, o să fie 432. Din coace va veni 432. Vreau să-mi spuneți, tot aici ai de cifra asta, că mă interesează din ce în ce mai tare. Vreau să-mi spuneți, ies suma a 157 cifre decimale. Cele 157 de cifre. Deci suma celor 157. 157 minus 156 împărțit la 3. Deci de ce scade pe 1? De ce zice 157 minus 1? Scade cifra care nu se repete de la început. Asta care este neperiodică, da? 2. Deci face 157 minus 1 fac 156. 156 îl împărțim la cât? 3. La 3. Fac 52. Fac 52. Exact. Sunt parte exact, da? Da, da.
48. 50, adică 52 plus 13 la suma cifrelor. 13. Ori 52. Ori 52, că s-a înfățit exact. 678. Da. Da? 32, 13, 52 și dă cât? 678. 678. Vreau suma la 213. 213. Păi, tot la 213 minus 1, că nu se repetă, și 212 împărțit la 3. Asta ar înseamna 213 împărțit la 3. 712 împărțit la 2. Deci 212 împărțit. Deci vine cât? 7 ori 3, 21. Da, și rămâne aici. Coborâm pe 2, punem 0 aici și rămâne 2 restul, da? În final, vom spune că suma asta va fi egal cu 1 sau 2, doi, da? 2, bine, 2 plus 7. Deci 70 ori 13. Deci suma lor e 13. A echipajului, da? 13. Plus din echipajul următor două cifre. Adică 1 plus 7. Da, din echipajul următor plus următoarele două cifre. Plus 1 plus 7, adică plus 7, ca să înțeleagă toată plus lumea. Plus 1 plus 7, domn profesor. Plus 1 plus 7, da? Deci face în final 3 și cu 7, 10. 11? Nu, păi am luat 2 și cu 1, 3 și 7, 10. Da. Deci vine 10 plus 7 ori 3, 21. 7 ori 910. Și face cât? 920, nu? Pare să fie 920, dar n-am greșit. Deci, sigur, dată. 7 ori 3, 21. 7 ori 7, 3, 9, 910 și cu 10, 920. Pentru exercițiul vostru, v-am dat un exercițiu acolo, ca temă, să se afle suma, este indice, 213 din cadrul exercițiului vostru. Atenție! De la exercițiul vostru. Deci spuneți acolo. Să se afle este 213 de la exercițiu dat ca temă. Da. Vedeți? Noi nu ne mulțumim, încă o dată spun, nu ne mulțumim să facem pur și simplu exercițiul acela să plecăm. Adi, ce-a plăcut aici la exercițiul ăsta? Totul ce-a plăcut, da? În final, cred că la punctul C lucrurile au fost mai interesante. Da. Da? Sigur, și nu se... A fost antrenamentul făcut la punctul B când am aflat a 100-a cifră decimală, a 123-a. Pentru că autorul ne pregătește. Dacă el ne-a fi dus simplu aici deodată, am fi avut un moment de panică. Dar el este drăguț cu noi și ne pregătește. Ia pas cu pas. Așa, așa. Trebuie să mărturisesc că am făcut și tema. Da? Asta care v-a dat-o domnul profesor. Păi v-a dat un exercițiu și o sumă. Așa. Deci a făcut-o, eu o să fac acasă, nu se pune problema. Sunt băieți... Vreau așa să-i motivez, să-i vezi că eu nu dorm, eu fac. În fiecare clipă trebuie să fim prezenți în exercițiu ca să putem... Da, mai facem un exercițiu frumos, sigur, domnul profesor. Sigur că da. 17 de la pagina 10. 17. De la pagina 10. Care sună? Cum? Determinați cifra X. Determinați. Cifra X. Cifra. Știind că. X. Știind. 0, X perioadă 15. Barat. Că 0, X perioadă 15. Perioadă 15. Barat. Barat, adică numărul acesta. Da, este egal cu 71 supra 330. Egal cu 71 supra 330. 330. Deci cine este X-ul? Încât după ce îl transformăm în fracție ordinară, el este un număr periodic mixt. Corect. Să sezăm, nu? După ce îl transformăm în fracție ordinară, să ne dea răspunsul 71 supra 330. Păi ar fi 0 întregi x 1 5 minus x pe 990. Deci dacă încerca să-l transform
ne amintim împreună transformarea aceea a numărului periodic simplu și un mix. Deci 3,15 în perioadă s-a scrie ca fiind 3 întregi și cine îmi dictează? Hai, Anca. 15 pe 99. 15 supra 99. Da? Așa ne dă. Pe urmă, dacă v-aș da 3 întregi și 2 în partea neperiodică și 15 în partea periodică, ar fi egal 3 cu... 3 întregi și 15 minus 2. Și? 215 minus 2. Așa, tot grupul de cifre. Da. Partea neperiodică și partea periodică. 215 minus 2. Supra 990. Supra 99, cam așa, 990, da? 990. N-ai zis bine, eu. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu mi-am amintesc. Atenție, nu mi-am amintesc cum, după regula asta, care, de unde a venit regula? Cine? Cum i-a venit în minte? Deci, spuneți, profesorul nu-și mai amintește, chiar așa spuneți, profesorul nu-și mai amintește demonstrația transformării numelor periodice simple sau mixte în fracții ordinate. Nu-și mai amintește. Profesorul nu-și mai amintește. Uite așa, este un moment ăsta în mintea mea de... Am un gol și nu. Dar știe, că în decembrie la Prof Online, în decembrie 2014, știe sigur că în decembrie sau noiembrie la Prof Online, a demonstrat aceste lucruri de mai multe ori în filmele sale. Deci, în atenție, am spus în octombrie, în noiembrie și decembrie, nu mai știu exact în perioada aceea. Cu voi am făcut asta. Și vă invit să vă uitați la filmele de atunci. Deci am demonstrat de mai multe ori. Era pentru noi așa o bagatelă chestia asta. Dar ce păcat că acum nu ne amintim. Și ce șanse mari avem că avem Prof Online, de așa făcut odată. Deci ce trebuie să faci Adi? Obligatoriu până mâine. Să mă văd pe Prof Online cu colecțiile din 2014, octombrie. În noiembrie și decembrie, pe acolo i-am făcut noi. Când după ce ați venit voi la mine? Noi am venit în decembrie. Voi ați venit în decembrie, da? Noi am venit în decembrie. Și? Eu vin... Dar atunci am făcut, în mod sigur, înainte de a pleca în America. Deci, în mod sigur, înainte de a pleca în America, am făcut demonstrațiile. Aha, în decembrie, înseamnă. Dacă vă aduceți aminte, înainte. Deci, înainte de a pleca în America. Asta vreau să vă spun, sigur. Așa, da. Le găsiți acolo făcute demonstrațiile acelea și vă rog să le vedeți. Gata, Miruna. Sigur că voi aveți, dacă... Dar cel mai bine în filmele acelea, că mai bine ca în filme nu puteți să vedeți. Bun. Și acum hai să ne întoarcem adic. Deci numărul ăsta, 0,x neperiodic 15, să-l transformăm în fracție ordinară. Te rog să vorbești tu. Miruna, cât? x15 minus x, nu? Scrim tot grupul de cifre. x15 minus x. Supra 990. Supra 990. Așa am să aștept. Așa, atenție. Barat, nu? Deci numărul x15 barat, sigur că da, așa trebuie să vedem, adică tot grupul de cifre. x15 minus x supra 990. Bun? Și egal cu 71 supra 330. Și este egal în final, ca rezultat, 71 supra 330. Amplificăm 71 supra 330 cu 3. De ce s-a amplificat cu 3? Asta e 990. Deci, este interesantă. Ca să aibă același numitor. Exact. Egalitatea celor două fracții o primește. Și atunci amplificăm aici cu 3 adi. Ea a ajuns la 330, din asta simplificăm prin 3, acum ne întoarcem înapoi. Echivalent. O să spunem. X15 minus X
x1 în 5 minus x este egal cu 3 ori 71. 3 ori 1, 3. 213. Și atunci am avea 215 minus 2 egal cu 213. X egal cu 2. Cum să zic? Nu asta că n-am înțeles. Păi, ce nu mai putem fi, ce nu putem avea ca să iei 213 numai 215 minus 2. 213. Eu n-am observat asta. Ai tot observat asta? Eu am calculat-o, mă rog. Nici eu n-am observat asta. I-am calculat. Ia zice așa, ce x se pune aici ca să facă de ordinul sutelor? 2. 2. Că se și protrebește din 215 minus 2, fac 213. Ea a văzut asta. Ea a văzut chestia asta. Eu aș fi început să dau x valorile. 1, 2, 3, 4, nu? Așa. Pe cifre. I-am făcut cifre. Altfel. Altfel, aș fi tradus ăsta. Da. Pe x ăsta, x... Ori 100. Ori 100. Plus 1 ori 10, plus 5, sigur minus x. Deci e mai rapid, ar fost așa. X ori 100, x ori 100, plus 10, plus 5, minus x, să facă 213. Dar x ori 100 înseamnă 100x. 100x minus x. Da? 99. Deci vine 100x minus x, ăsta fac 99x. Plus 15, da. Se facă 213. De acum am o ecuație de rezolvat, 99x egal plus 15, așa, scad aici pe 15 și face 99x egal cu 215 minus 198. Face 198. Și x egal cu 2. Și 99 ori cât fac 198? Deci x de aici, pur și simplu, egal cu 198. Supra 99 și egal cu 2. Deci calculul făcut efectiv. Una, o altă variantă, fiindcă x este cifră, ar fi fost aceea. Lui x îi dau valorile pe rând 1, 2, 3 și așa mai departe. Și la 2 dădeam exact rapid, că era unica soluție, altă variantă nu mai putea să fie. Da? X egal cu 2. Și alta a fost aceea în care ea a văzut ce sute să pun eu aici. Și să se lege perfect. 2. 15 minus, la unități, 15 minus 2, fac. 13, clar, da. Și în față tot 2. Și ăla tot 2. Deci era foarte rapid, telefonat chestia. Fiindcă neapărat cât de ieșiți eu, hai să facem și noi unul. Da, aveam și B, să știți. Hai să facem și pe B, întâi. B, mic. Determinați cifrele X și Y acum. Determinați X, Y. Pentru care are loc egalitatea. Așa încât să avem. 2, virgulă. Perioadă. 3XY1. 2, virgulă. Parat. Perioadă. 3XY1. Y. 1. 1. Parat. Toate numele. Toate și 2-ul. Și cum? 2-ul? Și 2-ul e barat. 2, virgulă. Am înțeles, dar perioada. Perioada 2, așa, a spus foarte bine. 3XY1. Foarte bine. Este egal cu 241 supra 101. 241 supra 101. Păi 2 în 3 și 3XY1. 3X1 supra 3X. Deci, cum zicem, 2 în 3 și 3XY1 supra 999. 9, 4 de 9, ce cost 4 de 0? Da, 4 de 9. Și ar fi acum 9999 ori 2 plus 3XY1 pe 999. N-am înțeles. Cum spui tu aici? Trebuie să mărțim 999 ori 2 plus 3XY1 supra 9999. Trebuie să introducem întregi în fracții, spui, nu? Deci Miruna ne propune să introducem întregi în fracții și va fi... Asta e egal mai departe cu 2 ori 999 minus 99 plus 3XY1, număr 3XY1 supra 9999, să fie egal ăsta în final cu 241 supra 101. Amplificăm 241 pe 101 cu 99. Cu? 99. Deci 99. Ia să vedem. 101
tu spui că 101 ori 99, 101 ori 99, cât ar veni? 9.900. Așa, vine 9 ori 1, 9. Deci, hai să spunem așa, ca să se leagă tot promo. 9 ori 1, 9, 9 ori 0, 0, 9 ori 1, 9. 9 ori 1, 9, 9 ori 0, 0 și cu 9 ori 1, 9. Face 9, 9, 9. Deci să avem aceeași numitor, da? Deci am plecat mai cu cât? Cu 99. 99. Și apare că 2 ori 9.999 plus numărul 3XY1 cu bară deasupra, cu număr. Să fie egal cu 99 ori 241. Ori? 99 ori 241, nu? Și 2 ori 9. Cât face 2 ori 9, 18? 19.998. Hai să vedem și noi. 2 ori 9, 18. Da, 2 ori 9, 18 și 1, 19. 2 ori 9, 18 și 1, 19. 2 ori 9, 18 și 1, 19. Deci faci 19.998. Da, plus 3XY1. Plus 3XY1. Egal cu 23.859. Deci facem mulțimea aceea. 23.000. 859. Acum să începem lucrul. Și am avea 3XY1 egal cu 23.859. Așa! 9 minus... Din asta scădem pe ăsta. Da. Deci 3XY1 egal cu 23.859 minus 19.998. Și egal cu... Ia să vedem cât face altele astea. 3.861. Deci 9, 8 din 9, 1. Wow! Nu? Și atunci... 9 din 15. Egal 80. Deci cât face 3.000? 861. 3.861. Și X-ul e 8 și Y-ul e 6. X egal cu 8. Și Y este egal cu 6 și terminate X-ul, da? Imediat, imediat. Numai, aveam și ce-ul, dar nu mai am. Hai să vedem și eu. Vreau să se tablete. Da, să vedem cum sună Miruna. Să ne punem și noi, de, și ne scot la tablă, să ne facem o idee. Determinați cifrele X, Y și Z. Determinați. Deci A, B-ul am făcut, C-ul. Determinați X, Y și Z. Pentru care are loc egalitatea. Așa încât aibă loc egalitatea. 0, virgulă. X, 8. X, 8. Perioadă. Y, 4, Z. Închideți perioada. Bara 8. Da. Este egal cu... Numărul ăsta 27 supra 148. 27 supra 148. 27 supra 148. Miruna, trebuie să ieși la tablă, dar un pic să analizăm și noi și că vrem să ne... Tu lucrează înainte și dacă te scoatem și la tablă. Adică putem face și cum Anca. Păi da, eu acum lucrez la X8, Y4Z. Păi X8 Y4Z minus X8 da, supra. Supra 99. 3 din 9 și 2 din 0, da? Așa, mai simplu. Să facă 27 supra 148. Deci traducem, da? Deci X8, Y4Z minus X8. Și eu, Miruna,
ți-am promis că te scot afară. Hai, te rog. Voi lucrați și voi în bancă. Cu o singură condiție, să lucrez un pic mai rar, ca să putem urmări și noi. Îmi vine în minte un lucru. Când eram în anul 2 student, profesorul care făceam era destul din vârstă la, să zicem, 70 și ceva de ani, 75 de ani, așa. Și aveam o colegă care avea o viteză debordantă. Pur și simplu, la examen, și acum îmi amintesc că era cu asistentul, cu asistenta, profesorul, și ea s-a apucat, pa, 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 și profesorul zice, luându-și, scoțându-și o țigară, trăgând din ea așa, adânc, zice, te rog să urmărești tu, că eu nu pot urmă. Deci, contează foarte mult de viteza de lucru. Acum, ea putea spune și trăsnei, să zicem, dar nu spunea trăsnei, era o studentă foarte bună. Contează foarte mult. Deci, 3, 3, 0, 4. Sunteți de acord așa cu X8, Y4, Z, da. Scris în felul ăsta? Fără bară, nu. Foarte important. Foarte important. Bară deasupra. Ca altfel înțelegem X-uri, 8-uri, Y-uri, 4-uri. Da? Deci punem bara ca să înțelegi că e vorba de număr. Că asta e cifra unităților, 10-ilor, 100-ilor. Ce se întâmplă? Determinație și 27. Aia, 27. Așa, 27 supra 148. Și ea ce face acum? Împarte. Din 9.990 sau 99.900 îl împarte la 148, că speră ea să se împarte exact. 6.7. Ca să vadă cu cât te amplifică. 6.7. Deci atenție, smecheria care face. Atenție, urmărim cu toții. Deci pe 99.900 îl împarte la 148, ca să vadă cu cât te amplifică. Și am văzut că amplifică 675. Da? 675 ori 27 care dă 18.225. Da, până aici s-a înțeles de ce am amplificat cu și acum este egalitatea. 8 y 4 z minus x8 egal cu 675 cu cât am amplificat, ori 27. Și face 18.225. Zeta ce e egal cu 3. Nu, să o luăm ușor, că noi nu am văzut chestia asta. Dacă nu îți scrii, mi-e una degeaba. Pentru că 13 minus 8 egal cu 5. Și atunci Zeta ar fi egal cu 3. Uitați cum gândește ea. Deci 8 din cât se facă 5? 8 numai din 13. Da, o fac. Da. Să le punem una sub altele. Ia să le punem sub altele. Da? Deci, x, 8, y, 4, z, minus, cine? X, 8, va face? 8 din cât se facă 5? Numai dacă aici este 3, că 8 din 13 face 5. Da. Dar te-ai împrumutat aici, nu mai este în loc de 4. Și avem este 3 minus cât să dea 1, nu? Deci tu pune rezultatul aici 1. Nu, e 2. Nu e 1, e 2. 2, 2. 3 minus cât să dea 2, deci x e 1. X e 1. Deci 3 x e 1. Deci, încă o dată, 3 minus cât să dea restul 2? 1, corect. 1. Deci pe x l-a prins cu 1. Y e egal cu 2. Deci y e egal cu 2, că avem aici 2. Da. Da. Egal cu 2 și x egal cu 1. X simplu e 1 și acolo e 8, înseamnă. Da. Și 8 este, da. Am avut o ritm destul de mare și nu prea am înțeles noi. Domn profesor, și dacă eu nu văd așa cum a făcut Miruna? Da. Deci, în condițiile în care... Dacă îl desfac, ar trebui să-l lăsăm? Sigur că tot acea rezultat ar trebui dacă îl desfacem. Uh-huh. Da? Dar ea mărește ritmul, să recunoaștem acum, mărește ritmul prin aceste observații.
Deci, Adi, ea spune așa, rezultatul trebuie să fie 18.225. Și pune rezultatul scăderii aici. Deci pune rezultatul scăderii. Și corect, eu. Foarte corect, dar eu nu vedeam asta. Dacă nu vedem așa, deci trebuie să ne întoarcem și să scriem aici ce înseamnă X8, Y, 4, Z, care înseamnă X mulțit cu 1, urmat de câte 2, 4, 0, 10.000, plus 8.000, plus Y 100, plus 4, 10, plus 10. 40 plus 10, minus X ori 10. 10 X, da, plus 8, și trebuie să-mi dea atât. Din calculul acela trebuie să iasă rezultatul acela. Și am ajuns la 9.990x plus 100y plus z egal cu 10.177. Cât ai ajuns tu? La 9.990x. 9.990x. Lasă-mă puțin. Plus 100y. 100y. Plus z. Plus z. Egal cu 10.177. Să facă 10.177. 177. Să facă 10.177. Eu am ajuns aici. Și acum, X-ul ăsta, dacă punem 2, depășește 2 ori 9, 2 ori 9 fac 18, depășește pe 10.000. Deci dacă X-ul ar fi 2... A, tot așa, îi dăm valori în momentul ăsta. Sigur că da. A, deci în momentul ăsta îi dau valori. Dar valori, ca să pot să mă duc altfel, e și tu... E clar că X-ul e 1 atunci. Deci e obligator X-ul e 1. Uh-huh. Da? Deci, când a ajuns așa, ce a făcut Mihaela? Mihaela a zis așa, domnule, eu îl desfac. Eu n-am văzut așa cum a văzut Miruna. Și eu l-am desfăcut și m-am duc... Deci, desfăcșurat înseamnă așa. Și m-am dus la un moment dat, nu știu unde... X-ul 10.000. Hai să vedem împreună, Adi. Îl vedem împreună, da? Zicem X... Nu. X ori 10.000, domnul profesor. X ori 10.000. Da. Din cauza că este numărul ăsta, da? X da. Ori 10.000. Plus 8.000. 8.000, corect. 8.000, plus da. 8.000. Plus 100Y. Corect. 100Y. Plus 40. Așa. Plus Z. Plus Z. Minus 10. X, corect, plus 8. Corect, așa am făcut și eu. Plus 8. 10X minus 8. Deci minus 10X minus 8. Păi scădem atât pe 10X cât și pe 8. Dar să văd dacă eu am făcut așa. Minus 10X. Minus 8. Nici eu. Nu nimic. Deci atenție multe, că deci minus ăsta. Corect. Deci minus tot aici. Și aici o să fie plus 8 și atunci o să... Adică scădem pe al doilea. Scădem, cum ai zis, minus 10x și minus 8. Minusul acela era pe lângă paranteza, 10x plus 8. Și minusul de față schimbă semnul. Deci tu trebuie să înțelegi așa. Minus pe lângă 10x plus 8. Și minusul de aici vine minus ori 10 minus și minus ori 8 plus cu minus face minus la mulțire. Da. Egal cu cât, spune în ieșițiu? Egal cu 18.000, nu? Cât este Mihai aici? Este egal cu 18.225. 225, da? 18.225. Și acum începem mai. 10.000x minus 10x. Minus 10x egal cu 9.990. 9.990x. Plus 100y. 100y. Plus z. Plus z. Egal cu... Acei 18.225 minus 8.000 minus 4, deci plus 8. Așa, deci 18.000 minus 8.000 minus 40 plus 8. Plus 8. Și dar facem deodată. 193, domnule. 40.000, 40 minus 8 fac 32, nu? 40, da, 32 cu minus. Și atunci zicem, din 18.000 225 scădem pe 8.032. 8.000 0,32, da? Da, 8.000. Da, 10.192. 0,32. 8.032. Da. 32. Și dă, vedeți că sus eu acum am zis 10.177, nu, 10.193. Dă, ca rezultat, 10.193. 193. Și acum, avem așa, copii. Am ajuns aici. Deci, am
9990 ori x. Corect. Plus 100 y plus z. Să-mi dea cât? Să scriu încă o dată. Da, să fie și mai clar. Deci 9990 x plus 100 y plus z. Egal cu 10.193. Păi ar fi clar că x-ul la 1,9993. Ar fi doar 3. Deci din egalitatea asta, dacă x-ul ar fi 2, l-ar depăși. Deci 9.000 ori 2 fac 18.000 și îl depășește pe 10.000. Deci x-ul la 1. Deci egalitatea asta spune că x egal cu 1. Cât ar da max 9.000? Acum înlocuim pe x cu 1. Corect. Și relația devine 9.990 plus 100 y plus z, să fac egal cu 10.193. 10.3, domn profesor Cuvenea. Da. O secundă, pe 9.990 îl duc în partea asta. Corect. Și am 100 și vine 100 y. 100 y plus z egal cu, din 10.193, scădem pe 9.990. Fac... Mirna, puteți să ne ajut. 10.193 scăzut 9.990 și 203. Da. 203. Păi, o secundă. În egalitatea asta, este telefonat că y-ul trebuie să fie 2, 100 ori 2, 100. Deci y-ul e egal cu 2 și z-ul e egal cu 3. Da, da, am muncit mai mult. Am muncit mult mai mult, fără discuție. De-aia vă spuneam mai devreme, i-a ales calea asta mult mai rapidă. Riscul mare la noi a fost și această scădere de aici. Da, 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 da. 10x minus 10x minus 8. Corect. Că dacă spuneam plus 8, minus 10x plus 8, alte rezultate avea să ne dea. Nu totul era dat peste cap. Așa, deci așa pe, și fost. Pe culoarul, da, pe varianta ei... Nu greșeam. Nu greșeam. Pe a noastră greșeam. Da, hai să recunoaștem asta. Și să fim corecți, să spunem că ea vede numărul ăsta de sus, x8, y4, z, minus x8, punem bară ca să nu greșim și noi aici, și zice, le-a așezat unele sub altele, scăderea aceea, și zice, 8 din cât se facă 5? 8 din cât se facă 5? Din 13. Nu mai există altă variantă. Deci z3. Deci, și automat z-ul este 3 aici. Deci 8 din cât se facă... Eu mărturisesc că nu m-aș fi gândit la asta. 8 din 13, 8 din 13 face 5. Și atunci z-ul este 3. Dar s-a împrumutat aici. A rămas 3. A rămas 3. Aici. Și acum zice x din... 3 minus cât se facă 2? 3 minus cât se facă 2? 1. Nu este altă variantă. X-ul. Câtă vreme e vorba de faptul că x-ul e cifră? Da. Numai 1 este. 1, da, da, corect. Deci, mai prinde și pe x rapid. Repede. Y cu x telefonul e 2, că atâta trebuie să-l ia. Y-ul este 2, de acum nu mai are nicio treabă. Și gata. Și tot termenul de ghești. Față din munca pe care am desfășurat-o în varianta a doua. Când noi am și greșit, eu recunosc. Da, deci am strecurat și greșeală. E mult mai rapid ideea. Iată, vă mai spuneam și altă dată, între doi elevi se face repede distinție prin faptul că el găsește, unul găsește o idee foarte rapid și altul altă idee. M-a spus altă dată că undeva la un examen, la o olimpiadă, un elev, asta se întâmpla cu ani în urmă, un elev a scris doar 4 rânduri și a terminat tot. Era șeful, să spune, cel mai bun din Sandor, se numea, cel mai bun din generația lui în județul Bacău. Era cel mai bun. Era unește la băiat. Și profesorii corectori obișnuiți cu stilul lor să vadă baremul ca la șofer și pui așa, când i-au văzut acolo i-au dat unul. Nu ai discutat? Unul sau zero. Dați seama, măi copii. Unul sau zero. Dați seama, ce vorbim aici. Da. Deci, pur și simplu, dat zero. Nu, unu. Zero. Hai. Și eu, care n-am șef de an atunci, adică răspundeam de olimpiada la nivelul clasei 11 atunci, am fost ușor să disting, fără să disfac teza, fără că n-am adunat
baremele, am adunat corecturile de la toți corectorii, am reușit să văd foarte repede, m-am uitat pe orizontală la cele patru subiecte și am văzut 7 puncte la una, 7, ca maxim să dea 7, 6 la altul și 0 la altul. Asta e Sándor, azi. Asta e Sándor și repede am luat subiectul acela, 4 parcă era, și am spus, vă rog să vă uitați în gata pe subiectul ăsta că ați greșit. Foarte mare supărare aia, corector, cum să îndrăznești, să te jignești, că și să înseamnă chestia asta, nu știu ce, nu știu cum. I-am zis, vă rog să vă uitați. Eu răspund de treaba asta și s-a greșit aici. Nici nu m-am uitat ce avea acolo ca rezolvare. Da. Nu m-a interesat doar atât, că este Sándor 100%. Și s-au adunat toată crema județului, profesorii, și s-au uitat și se vârteau acolo. Ursul a îndrăznit să ne jignească. A îndrăznit să ne jignească. Cum se face asta? În sfârșit, după ce s-au uitat o perioadă de timp, căutând ei să zgânciulească, să vadă, nu cumva are vreo greșeală respectiv un raționament, până la urmă, au zis că totuși nu dau. Și a spus, bine, mi-a spus eu răspunde, că și eu profesor și mai ales sunt șef de an, și dau eu 7. Că acum citesc și eu ce scrisese el în 4 rânduri. El avea din asta rezultat asta, din asta rezultat asta, conform teoriei măcutare, nu știu ce, pac, pac, și asta e rezultatul. Deci, vedeți, asta înseamnă, să spunem, calitatea unui profesor, aceea de a-și asuma răspunderea, să înțeleagă soluția și să nu-și bată joc de un copil. Atât da? De bun. Adică, facem distinție. În șablon era varianta asta. Corect. În șablon. Miruna găsește chestia asta rapidă. El, corectul, spune, n-am treabă. La revedere. Deși răspunsul era bun, da, dar îi spuneam... Da, îi duci și dă 0 puncte. Îi dă 0 puncte, că nu au gândit după șablon. Asta am vrut să vă punctez. Este superb să îndrăzniți. Este superb să îndrăzniți. Oprim. Da?